Dar știu, fac și mie un descântec. Haide, haide. Așa de bună iarba asta. Aveți voie să fumați în incinta restaurantului? E, tanti, știți și voi. Faceți și noi aici ce putem. E planta bună. Nu, e bună. Hai, da, frate, bun. Nu, mulțumesc. Hai, că e bun. Nu, mulțumesc. Hai. Ciao, doriți maniu? Da, te rog. Am ceva mai dau? O să vă consult meniul și o să vă anunț dacă doresc ceva. Nu, haideți că n-am timp după dumneavoastră, de câte mese îmi vin? Poftim? N-am timp după dumneavoastră, cine vă credeți aici? Adu-mi, te rog, o cafea, mulțumesc. Mulțumesc. Ce a spățit la gură? Mi-am pus acid ca și eu, ca fetele. Nu e prea exagerat. Niciodată nu e prea exagerat. Ok, mulțumesc. O să mă uit în meniu. Bine. Hai, cu râsul tău! Uite, până vine spătărița, tăiem, mâncăm lumânare. Bună ziua, bine ați venit la noi la restaurant. Vă las un meniu? Da, te rog. Mulțumesc. Să știți că nu aveți voie cu animale de companie în restaurant, deoarece noi prezentăm și mâncare și poate să îi pice un păr și să găsească ceilalți clienți. Femeie dragă, tu știi cine sunt eu? Nu, doamnă. Nu mă interesează, cheamă patronul, face vrei. Eu aș dori să mănânc aici și dacă nu știi cine sunt eu, uită-te pe internet, dragă. Stai, Fluffy, stai. Și nu mă interesează. Hai.
te rog. Știți că nu aveți voie cu produse alcoolice din exterior, deoarece avem și noi. Stai. Este politica restaurantului. Ia, vino cu apă. Tu vezi cât costă? Stau una cu 5 lei. Voi le aveți la 80 de lei. Da, văd că așa este politica restaurantului. Nu ce mă fac. Interesează. Eu am venit, mănânc și beau de la mine. Așa. Trebuie să vă invit să plecați din restaurant. Nu, mulțumesc. Nu vreau să beau și mi-e foame. Și mi-e foame. O să aduc pe cineva să vorbească. Da, aduc mâncare. Bună ziua, vă las un menu? Stai o secundă. Alo? Da. Da, dragă. Mă scuzați, vă las un menu? Da. Stai o secundă. Da! Nu, dragă, ce? Pe bune. Scuză-mă. Scuză-mă, vă las. Da, nu vezi că vorbesc la telefon? Da, dar nu pot să stau după dumneavoastră. Da, e o spătăriță aici, nu, chiar nu, e foarte insistent, nu mă lasă. Mai am și alte mese pe lângă dumneavoastră. Da, da. Vă las un meniu, totuși? Vorbesc la telefon, scuză-mă. Bine, vi-l las aici. Croissantul de casă cu ciocolată și lapte făcut de noi, cu o rețetă specială, exact cum ați comandat. Tu ce ești? Ce ați comandat? Tu te uiți ce ești? Tu vezi câte farfurie? Păi asta este porția de o persoană. Și nu văd nimic ca să aibă... Să sperăm că măcar e bun. Păi, nu știu asta, dumneavoastră știți ce ați comandat. Ce scârboșenie asta, omule? Chiar, pe bune, gustă. Nu, nu e cu tacâmul meu și cu... Da, continuă. Mi-a zis să gust. Este exact cum ați comandat. E scârbos, femeie. Schimbă-mi-l. Da, dar o să trebuiască să mai plătiți odată. Poftim? Produsul, da. Protecția consumatorului nu mă interesează. O să sun la protecția consumatorului. Un manager, un patron aveți pe aici? Imediat cu voie, de ce? Adul, cum să nu? Da, bună. Foarte fain. Mă bucur. O bucățică mai îmi dai? Doamne, nu e frumos ceea ce faceți. Zici tu? Dar pentru ceva mai mult, nu? Nu m-ar interesa. Un pic de aici, nu? Hai, ce bine arăți tu. Vă mai poți servi și cu altceva? Hai, adu-mi o bere. Bine. Hop! Nebuno! Facem reclamă la Boromir. Dă-ne cornuri gratis. Am călcat pe Gucci. Sper că v-a plăcut acest video și mai vrei să facem un top 5, poate și 10 de altceva în domeniul în care lucrăm noi de atâta timp. Nu uitați de un share, un like și un subscribe. Sper că v-a plăcut de noi și ne vedem data viitoare. Ok, bye! Bye!